numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhamin. Din cura ta ca o văpaie de foc strălucind harul, lumea luminat, visteriile neiubirii de argint, lumea câștigat, înărțimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Și cu cuvintele tale învățându-ne, Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur, roagă-te pe Hristos Dumnezeu să muntească sufletele noastre. Sfinte Părinte Ioan, roagă lui Dumnezeu pentru noi. Gură de Dumnezeu grăitoare, organul cel cu glas de aur, cu strălucirea cuvintelor și cu rugăciunile tale, luminează mintea ca să laud pomenirea întoarcerii tale, Sfine, Sfinte Părinte Ioan, cel ce porți numele Dumnezeescului Har. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un luceafăr de dimineață, ca un soare ce luminează pe oameni, ca un luminător al dreptei cinstier de Dumnezeu, apunând sub pământ cu vioase, după legile firii, iarăși, ne-ai răsărit nouă fiilor tăi, trimițând din belșug strălucirile minunilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu limba ta cea de aur ai umplut toată partea cea de subsoare, cu învățăturile tale și cu cântări de aur ai strălucit tuturor razele tămăduirilor, alungând în tunericul patimilor cântoarcerea ta cu vioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ritorisind... Cele dumnezeiești ai arătat pe cuvântul cel unul cu ipostasul cu toate că trup, a ieșit îndoit din cea curată, pe aceea o binecuvântăm și cu credință neîncetat o mărim cu gură de aur. Pământul cel roditor de adâncime uscat la trecut când soarele căș ca un zid s-a închegat apa de amândouă părțile, trecând poporul marea pe destru și lui Dumnezeu cu plăcere cântând să cântăm Domnului căș cu slavă s-a prea slăvit. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndepărtările surghiunului te-ai ascuns pe tine, luminoase luminoasa bisericii, împărăteasa cea prea orbită, dar Hristos iarăși te-a pus feșnic prea înalt. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Picurând ape de minuni și răvărsând râuri de tămăduiri, te-ai apropiat, Părinte Hristostom, la cei ce cinstesc cu credință pomenirea întoarcerii tale, Sfinte Ioane Gură de Aur, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Ninul cel ce revarsă undele sale de aur în cuvinte și minuni, s-a întors acum să alergăm cu credință și să ne adăpăm din destul cu toții, din toate și să ne săturăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Firea pământească nu poate în destul a te lăuda pe tine pe care... Îngerii dulce te laudă ca una ce ai născut în trup pe Dumnezeu, însă cu credință nouă robii tăi îndrăznim a te lăuda pe tine și a te mări. Întărirea celor ce nădăjdesc spre tine întărește, Doamne, biserica ta pe care ai câștigat-o cu scump sângele tău. Sfinte Părinte, Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iubitorilor de cuvinte, veniți cu bucurie să cinstim cu sfințite cuvinte pe cel ce s-a întors spre Sfântul Părinte Ioan Gură de Aur, pe marele împodobitor al cuvintelor, care cu cunoașterea adâncă a cuvintelor a defăimat cuvintele cele pline de deșertăciune și, bârf, și birfeli. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fericit ne pe noi cu bogăția învățăturilor, Părinte Hristostom, și ai înfrânat cu putere mâna cea îngreunată de bogăția lăcomiei, învădind-o în chip lămurit și după lege cu bogăția Dumnezeescului Har, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Arcul celor puternici îndrăzneala celor înrobitori s-a sfărâmat iar tu, într un neputință a trupului, îngerește viețuind de ai biruit, având rugători pe cei ce mai înainte fusese prigonitori prea sfințite Hristos, Hristos Tom, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te îngerești cu dulci cântări, pe tine te laudă feceară, că pe acela care către care nu poți să privească din pântecele tău curat l-ai născut, care trup a luat fără de schimbare prea curată dumnezească mireasă, acoperită cerurile bunătatea ta, Hristoase, că ieșind din chivotul sfințirii tale, din maică nevătămată, în biserica slavei tale te-ai arătat ca un prunc în brațe portat și s-au umplut toate de lauda ta. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca o primăvară te-ai arătat umplând tainic de mireasmă mulțimile credincioșilor cu florile harurilor, și strigând iarna răutățile părinte cu venirea ta, Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeescul râu, izvorul harurilor a venit înapoi, cei însetați veniți de luați cu credința apa vieții, Dumnezeiește veselind vă slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, apunând te-ai ascuns, vai mie, podaba mea, și ai venit înapoi, Doritorul meu la vreme strigă biserica lui Hristos către tine, Părinte, cel ce te a întors. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Milostiv fă mie pe cel ce a ieșit din pântecele tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană, pe cuvântul cel purtător de trup, pe care în biserică, ținându-l în brațe, Simeon, ca pe un făcător, l-a slăvit. Când a văzut Isaia în vedenie pe Dumnezeu pe scaun prea înalt de îngerii slavi înconjurat, a strigat, vai mie ticălosul, că am văzut mai înainte pe Dumnezeu întrupat pe cel ce stăpânește pacea și lumina cea înserată. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, despărțit de Biserica lui Hristos, nebuna împără împărăteasă, care cu asprime te învinovățea, dar îndată ea, însă și s-a dispărțit, iar tu mă învinovățești de-a de arătându-i în chip minunat firea de fiară. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Organ al Duhului Făcătorului, a toate a toate te-ai arătat, Sfinte Ioan Gură de Aur, răsunând prea plăcut, iar tirana a surzit ca o aspidă și cu moarte ticăloasă i s-a răsplătit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu toate că Sfântul Ioan Gură de Aur a murit, dar a învățat lămurit pe împărați să nu pătimească moartea, că întâia oară poruncilor lor nu s-a plecat, iar a doua oară pentru rugăciunile lor s-a întors înapoi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte Ioane Gură de Aur, unule cunoscându-te pe tine cel născut din Fecioară, măcar Că ai și primit trup și în două fire ai fost departe, de el ai alungat despărțirea și amestecarea Dumnezeule omule. Strigată ție bătrânul, văzând cu ochii mântuirea care a venit popoarelor de la Dumnezeu Hristoase, Tu ești Dumnezeul meu. Veselitu s cinstită biserică de întoarcerea cinstitelor tale moaște și pe acestea ascunzându-le, ca pe niște aur de mult preț, dăruiește celor ce te laudă pe tine neîncetat prin rugăciunile tale, harul tămăduirilor Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur. Sfinte Părinte Ioan Gură de Aur, roagă lui Dumnezeu pentru noi, spunând înțelepte că este o faptă de neiertat a lipsi pe văduvă de ale sale, străin de cetățean împărătească, te-a făcut pe tine femeia cea prea îndrăzneață, însă și aceea străină s-a arătat de Dumnezeescul Har, înstrăinându-se de bunătățile înțeleptelor tale învățături. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Te-ai plăcut ca un soare ascuns în nori mare, luminătorule, luminând cu lumina tainică a învățăturilor tale, cele de aur, pe toți cei luminați prin botez, Părinte Ioan, gură de aur, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Biserica prăznind astăzi strigă ție, ridică tine mâinile mele, Părinte Hristostom, că nu te primesc ca să te primesc înăuntru zidirilor mele pe tine, prietenul mirelui, ca pe o dorire de demult care te întorci acum plin de strălucire și acum și porurea și în vecii vecilor, amin. Ca un clește tainic vii la biserică purtând cărbunele cel duhovnicesc pe care Simeon, primindu-l din mâinile sale, a luminat prea curată și semnele patimii lui le-a prorocit în chip lămurit. Pe tine cel ce ai răcorit în foc pe tinerii, cei ce Dumnezeu te-a numit și în fecioară nepătată te-ai sălășluit, Dumnezeu cuvântul te lăudăm, cântând cu dreaptă credință, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu laptele dreptei cinstiri de Dumnezeu hrănești, Părinte, cu viață biserica, ce te-a pe tine, răsplătindu-i în șeptit cu pâinea Dumnezeescului har și dulceață vărsându-i ca o băutură de tămăduiri prea fericite Ioan Gură de Aur. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În tot pământul a ieșit, Părinte, vestea învățăturilor tale, iar nebună împărătească a poruncit a te sârgiui, sârguin, dar s-a înșelat, căci tu, ca un uriaș care cu trei locașuri le cerești, pretutindinea strălucești cu razele cuvintelor tale. Ne cuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Să se lumineze astăzi adunarea credincioșilor și întâmpinând cu veselie pe cel mai ales dintre dascăl, că a venit și este de față harul cel îmbelșugat, cu care ne săturăm din destul bucurându-ne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Te văd pe tine în brațe de maică și te știu neapropiat cu firea Dumnezeirii. Deci cum ești ținut cuvinte pe mâini tu, cel ce în mâini toată zidirea Dumnezeescule, omule, a zis Simeon, slăvind puterea ta cea negrăită. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-l și preanățându-l pe dânsul în vecii vecilor. În focul cel mistuitor uniți fiind tinerii cei ce au fost, cei din tâi în de Dumnezeu, dar de văpaie nefiind vătămați, cântare dumnezească au cântat, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea într-un toți vecii. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Oastea îngerilor, adunarea prorocilor și Dumnezească, ceată a apostolilor și a mucenicilor, împreună cu noi se bucură cu veselie, făcându-se părtași praznicului prea fericite și darul cântărilor tale, socotindu-l a fi a lor, căci viața tuturor ai avut-o într chipată într-un tine. Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată a strălucit lumina lumii, Dumnezească făclie cea prea înaltă. Iată s-a vădit din noi anul cel dătător de, de dulceață al dumnezeieștilor haruri. Veniți, fraților, să ne săturăm de lumină, să ne încălzim și să ne adăpăm inimile toți cu cântări mărind pe cel cu graiul de aur, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cântarea aceasta pe care o aducem ție prea fericite, întocmai ca doi bănuți, săracul și călăsul meu suflet, cel jalnic vădit de toate bunătățile, dar plin de bogăția dorului Dumnezeesc primește-o ca unul ce urmezi bunătatea dumnezească, răsplătindu-mi mie harul cel bogat în daruri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Simeon, umblând tremur, dar ținând în brațe fecioară pe cel născut al tău, cel ce cu căutătură face tot pământul să se clatine, mă simt puternic. Și de trupul cel îngrozitor, dezlegându-mă, tâmnezeștile prorocii, adeverindu-se, duc bucurându-mă și celor din iad ca izbăvire bunele vestiri. În lege, în umbră și în scriptură, Închipuire vedem noi credincioși și toată partea bărbătească ce deschide pântecele Sfântului Dumnezeu este. Deci pe cuvântul cel mai înainte născut, pe fiul tatălui celui fără de început, cel întâi născut din maică, fără ispită bărbătească, îl slăvim. Înțelepciunea cea de sus și harul cuvintelor celor de Dumnezeu învățând a strălucit tuturor ca aurul întopitoare și pe Sfântă Treime ca pe unime, Apropovăduit-o și în celălăciunea iubirii de argint, ai segetat o cu cuvintele tale. Pentru aceasta și cu râvnă pe împărătea sa, mustrând pe nedrept, ai fost îndepărtat de la turma ta. Fericite, părinte Ioan, gură de aur, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dărească iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Pe unul dintre ei, mai presus de fire. L-ai zămislit fecioară și l-ai născut în chip minunat, mai presus de cuvânt și de cuget și ai făcut firea omenească, cea izgonită de demult, părtașă firii celui Dumnezeiești. Pentru aceasta adunându-ne toți cei ce ne-am ne mântuit prin nașterea ta, ceea ce ești cu totul fără de prihană, cuvintelor tale urmând, după datorie pe tine te fericim, rugând pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertări de greșeli celor ce te măresc cu credință ca pe Maica Lui numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.